ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Da, numai decât o sărbătoare așa frumoasă, cum să nu fim bucuroși? Astăzi, în cea mai... plăcut! Astăzi, în cea mai divină zi, când multe popoare sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii, noi venim la dumneavoastră cu urări de bine, căci sunteți cele mai iubite, cele mai dorite, cele mai stimate, măicuță, soție și fiiculiță. Dați-ne voie să vă felicităm cu această zi frumoasă, să vă dorim din adâncul sufletului tot binele din lume. În casele dumneavoastră să domnească sănătatea, fericirea, norocul să vă găzduiască, să fiți întotdeauna înconjurate de cei mai buni oameni, de cei mai buni prieteni, cei dragi sufletului să stea cât mai mult acasă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Cineva cine ne stimează, ne iubește, îi dor de noi. Deschide ușa și ele. Haideți să vedem! Noi. Cineva? Aceste minunate floricele sunt pentru dumneavoastră. Aceștia trandafiri sunt pentru dumneavoastră. Și pentru Emma un buchet frumos de flori. Ține, puiule! Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpă mamă, ziua de 8 martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemn pentru mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat de la tine, cum să dăruiesc necondiționat, cum să am încredere în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb. Tu ești cea care mi-a oferit sprijin și încurajări când am nevoie. Tu ai fost mereu alături de mine când viața părea împotriva mea. Fie ca primăvara să-ți mirismeze sufletul cu parfumul primelor ghiocei, primele rândunele să-ți readucă zâmbetul și bucuria, roua dimineților, adierea vântului și acest mărțișor să-ți amintească cât de mult te iubesc, scumpa mea, mămică. Doamna Severina, avem și pentru dumneavoastră un frumos mesaj. Scumpa mea soție, ești acea fântână care te răcorește atunci când îți este sete. Este acel vânt care îți mângâie obrajii în zilele toride de vară. Ești acel foc care te încălzește atunci când îți este frig. Acea sclipire care îți luminează cele mai întunecate nopți. Ești îngerul care îți alungă visele triste. Ești brațul în care îți găsești alinarea. Ești soarele de la care primești lumina. Cerul de pe bolta căruia își scaldă păsările zborul. Ești bucuria de a trăi. Ești tot ce a putut lăsa Dumnezeu mai pur și mai sfânt pe acest pământ. În această zi frumoasă, vreau să te bucur de fiecare mărunțiș în viață, sănătatea să te găzduiască, prietenii să te ajute în momentele grele, să ai credința și puterea Domnului de a aduce la capăt orice gând zămislit, într-un binele tău și a celor din jur. Din adincul sufletului îți doresc ca anii ce se scurg să treacă precum surazile solare, mângâie o tristeie umedă și bătută de vânt, precum iubirea alină sufletele suferinde. Te iubesc enorm! Scumpa mea fiiculiță, nu pot să nu-ți adresez și ție niște urări de bine. Tăticu-ți dorește o copilărie fericită, multă sănătate, să crești mare și să te bucuri de toate clipele ce-ți vin în cale. Scumpa mea, îți doresc minuni în viață, împlinirea viselor. Draga mea, nu fi tristă niciodată și rămâi la fel de plină de viață, sinceră, deschisă, minunată, frumoasă, veselă și fermecătoare. Te iubesc mult, scumpa mea fetiță. Cu multă stimă și respect vine Cristian. Felicitări dumneavoastră! Știm precis că aveți și dumneavoastră un mic mesaj pentru el. Mulțumim, Cristi, din suflet, că în așa zi frumoasă, de 8 martie, ne-ai felicitat așa frumos, nici nu ne-am gândit, nici nu ne-am așteptat. De moște, nici o surpriză foarte, foarte plăcută. Îți dorim să fii sănătos și să te aibă Domnul bază, că ești tot timpul pe drumuri
și îți dorim să fii sănătos, să te întorci sănătos acasă. Te stimăm, te iubim și te așteptăm! Mulți ani! Noi te dic, noi te așteptăm acasă și noi te iubim. Cel mai scump, așa spunem noi, în față. În față! Principalul să fii, unii n-ar fi să fii sănătos, sănătos, sănătate, dorim! Vă dorim o zi frumoasă, o sărbătoare pe cinste, să vă simțiți femei, nu doar în cuvinte, dar chiar să fiți adorate, stimate, așteptate, iubite, la mai mult și la mai mare. Cele frumoase cuvinte sunt azi pentru o femeie. O femeie scumpă și iubită. Vă mulțumim din suflet!